Tulpina Delta a coronavirusului câștigă teren de la o zi la alta, atrag atenția medicii. În România au fost confirmate până acum 57 de cazuri, din care 13 doar în ultima săptămână, la care se adaugă un deces. În municipiul Pitești și în comunele învecinate se poate vorbi deja de transmitere comunitară susținută, spun specialiștii INSP. Dacă numărul de persoane nevaccinate rămâne în aceeași zonă cum suntem în acest moment, sistemul de sănătate va avea o problemă în toamnă și nu cred că este atât de departe această toamnă pe care o denumim noi. Probabil că pe sfârșitul lunii august ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri. Potrivit statisticilor oficiale, un bolnav infectat cu tulpina Delta poate transmite virusul altor 6-7 persoane față de 3-4 în cazul variantei britanice sau 2 în cazul celei din Wuhan. Îngrijorate de contagiozitatea tulpinii, autoritățile iau în calcul și o schemă de vaccinare care combină două tipuri de ser, potrivită, de exemplu, pentru persoanele sub 60 de ani sau pentru femeile care folosesc contraceptive orale. Este foarte posibil ca protecția oferită după schema completă de vaccinare să fie de lungă durată, de ani de zile. Datele de până acum arată că în fața variantei Delta, anticorpii celor care au trecut prin boală nu mai garantează imunitatea. În schimb, schema completă de vaccinare asigură o protecție de peste 90%, spun autoritățile. În circa 20-50% din cazuri, persoanele care au trecut prin infecție cu SARS-CoV-2 cu alte variante virale, în mod deosebit cu varianta inițială din Wuhan, nu sunt suficient de bine protejate față de riscul de reinfecție. Eu nu cred că vom ajunge la amplitudinea valului 3, care l-am avut în această primăvară, dar în regiunile, în județele și localitățile în care rata de vaccinare este mică, undeva sub 20% sau în jurul 20%, acolo mă aștept să fie creșteri semnificative care să necesite instaurarea din nou de restricții. Răzvan Cherecheș este de părere că în momentul în care cazurile se vor înmulți și oamenii vor redeveni interesați de vaccinare, profesorul crede că mulți au renunțat la vaccin și pentru că guvernul nu a condiționat ridicarea restricțiilor de un număr țintă de persoane vaccinate, așa cum anunțase inițial premierul. Un avertisment vine însă și de la Organizația Mondială a Sănătății. By August, the WHO European region will be Delta dominant. But by August, the region will not be fully vaccinated. 63% of people are still waiting for their first jab. De altfel, în Europa, numărul total al infectărilor a crescut săptămâna trecută cu 10% pe fondul reluării călătoriilor și al relaxării restricțiilor.